Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 9 din care la noastră frumoasă cu Barcelona. Unde am rămas aici la deadline day și mai putem să facem un transfer. Însă până la acel transfer, nu uitați acolo dacă vă place și apreciați ce fac să apăsați butonul de like să strângem 70 de like-uri. Ar fi o chestie uimitoare să strângem la această carieră 70 de like-uri să vă susținerea voastră. De asemenea, nu uitați să verificați și link-urile din descriere pentru a vă lua tricouri fresh de pe site-uri celor de la Atos. Iar acestea fiind spuse, haideți să trecem la videoclipul nostru. Din episodul anterior, ține minte că am făcut 2 egaluri, însă am câștigat 2 meciuri. 2 meciuri chiar foarte bune și știm că Nico Williams s-a descurcat foarte bine, foarte bine pe stânga. Iar în episodul anterior v-am întrebat pe la sfârșit dacă vreți să-mi transferăm pe Lionel Messi. Și să fiu sincer, nu au prea fost multe comentarii, cred că a fost unul sau două comentarii, pe chiar nu știu, care au zis că da, ar fi o idee interesantă și nu am văzut niciun mesaj de nu-l vrei pe Messi, nu știu ce. Chiar n-am văzut niciun mesaj. Iar de aceea mă gândesc eu, e că o să fie cam la decizia mea dacă vreau sau nu să-l transfer, adică nu mai e decizia voastră. Și să fiu sincer, dacă ne uităm așa la echipă, pe dreapta nu aș vrea să joace Messi, clar nu. La mine mal, trebuie să prindă toate minutele pentru că clar este un superstar, are 17 ani, 83 overall, clar o să crească foarte mult. De asemenea, ca striker nu vreau să-l folosesc niciun caz. Gyökeres este mult mai mult decât el cu siguranță și este ceea ce ne dorim de la un striker. Însă aici intervine partea interesantă. În locul lui Dani Olmo, ce părere aveți? Cum ar fi să intre Messi în locul lui Dani Olmo? Din experiența mea cu această echipă, Dani Olmo a jucat foarte bine. Dacă țineți minte, cu el am dat primul nostru gol în această carieră, acel gol din lovitura aceea liberă, însă de atunci nu prea a jucat așa de wow, să zic, Dani Olmo, ce puțin la goluri, dar la asisturi a fost chiar foarte bun. Dar să fiu sincer, un cam trebuie să facă și faza de atac. Și Dani Olmo nu este așa de bun la faza de atac. De aceea m-ați văzut că îl bag cam mereu pe Ansu Fati în locul lui, pentru că face mai bine faza de atac. Așa că eu zic să transferăm pe Messi în locul lui Dani Olmo și să-l folosim pe banca de rezerve pe Dani Olmo împreună cu Ansu Fati. Așa că în ultimele ore de mercato, noi o să ne ducem și o să transferăm pe Lionel Messi, care este la Inter Miami, și ce frumos ar fi, ce o să fie de fapt, să-și încheie cariera la Barcelona. O să ne coste ceva, însă avem la limită, chiar la limită avem banii, așa că haideți să-l cumpărăm și să-l aducem înapoi la Barcelona. Ei bine, și Lionel Messi vine înapoi la Barcelona pe o sumă destul de mare, sau destul de mică, depinde de Messi, 36 de milioane de euro pentru el. Lionel Messi se întoarce la Barcelona. Ok, și se pare că este un excelent deal. Chiar ar trebui să fie un excelent deal pentru că este clar Lionel Messi. Iar cam acestea sunt transferurile noastre făcute în acest sezon. Iar am construit o echipă chiar foarte bună aici la Barcelona. Acum să vedem dacă vrea să joace în locul lui Dani Olmo, pentru că mă tem că nu o să-i placă locul acesta. Le punem în locul acela și se pare că stă perfect. Da, nu are nicio treabă, stă perfect. Mă așteptam să nu-i placă, dar stă bine acolo pe cam. Merge să-i schimbe și poziția în cam ca să fie sigur că o să joace până la urmă cam și o să așteptăm desigur 2 săptămâni până îi schimbă poziția. Însă până atunci, haideți să avansăm toate orele și să mergem la următorul meci. E bine, și după perioada de mercatul, primul nostru meci pe care îl vom juca este contra cei de la Alaves în La Liga, unde știm că am căzut de pe locul 1 pe locul 2 pentru că am făcut egal versus Valencia. Și trebuie să facem cumva și să-i trecem din nou pe Real Madrid și să fim din nou noi pe locul 1. Așa că în acest meci, haideți să vedem ce putem să facem. Nu vreau să joace Baldeu, o să joace deja Rațiu pentru că este mult mai odihnit decât el. În rest, Araujo și cu De Jong o să joace. Și desigur că va fi și primul meci al lui Messi la echipă. Desigur, haideți să-i schimbă și numărul de pe spate. Și la fel și lui Nico Williams. Lui Nico îi vom pune numărul 11, iar lui Messi, haideți să-i punem numărul 30, adică primul număr al lui la Barcelona. Iar acum, haideți să intrăm în primul nostru meci să vedem ce reușim să facem. Ei bine, și începe primul nostru meci în acest episod și desigur că l-avem și pe Messi aici la echipă. Abia aștept să înscriu niște goluri cu el. Bine, aici Gyökeres, pasa bă la Miamal, la Miamal, la Gyökeres. Gyökeres continuă foarte bine, continuă Gyökeres. Oh, fault? Nu este fault? Bă, nu te cred, nu te cred. Ocazie bună pentru Alaves. Hai să vedem, pasa este bună. Continuare, wow, ce șut, ce șut de la șeptarul celor de la Alaves. Iar acum haideți să vedem lovirea de coz, dacă este bună și se pare că este destul de bună. Să sare bine la cap, nu, rebounds-ul, bă, rebounds-ul, pe bune. Pe bune, numai de la rebounds în lungul. Bine, aici Lionel Messi pasă la De Jong, De Jong la Gyökeres. Și acum Gyökeres dacă reușește la Nico Williams, Nico Williams nu reușește, bă, cât aproape. Bine, aici la Nico Williams, Nico Williams poate trece destul de bine. Îl vedem aici pe Frenkie de Jong, m-a rocat. Și acum Frenkie de Jong pasă, nu, trebuie să șutez. Bă, dar nu am crezut în Frenkie de Jong.
Bine, aici la Miamal, la Miamal trece foarte bine, trece, continuă la Miamal, fault, fault, clar, fault, bun, bun, hai că bătem cu Messi, bătem cu Messi. Nu, Messi bate, clar. Hai să vedem, o ținem bine, mai chemăm un jucător așa de intimidare și acum poziționăm bine, bun, punem putere. Și acum Lionel Messi reușește să marcheze primul lui gol. Bine mă, bine mă Lionel Messi mă, asta zic, asta zic. În stilul lui caracteristic de a marca din lovituri libere. Ce șut, man, ce șut. Nu s-a așteptat efectiv nimeni ca primul gol la Barcelona, ce puțin revenirea lui, să fie din lovitură liberă. Însă uite că Messi o face din nou. O, execuție bună aici, însă Ter Stegen, bine acolo Ter Stegen, mă, asta zic. Lovitură bună de cos, nu pot să cred, bine, bine, bine acolo, bine acolo, pe lângă poartă. Foarte bine aici Balde la Nico Williams, Nico Williams trece foarte bine, poate continua Nico Williams, Nico Williams, pasta bună la Messi, nu, e fault, fault că l-a ținut, bă, l-a ținut. Bine, aici pasă la Nico, hai Nico, hai Nico, pasta este bună la Gyökeres, acum Gyökeres, nu, bă, nu pot să cred, bă, Gyökeres, pe lângă poartă. E bine, și să trec meciul, facem din nou un egal, incredibil, incredibil, din nou un egal cu așa echipă. Nu știu, adversarii au devenit pur și simplu foarte, foarte buni. Următorul meci este un meci destul de greu versus cei de la Atletico Madrid, un meci chiar foarte, foarte greu. Este un meci în quarter finals aici în Copa de Spania, un meci important, chiar foarte important. Eu zic că putem să îl câștigăm, însă echipa este obosită, dar n-am schimbat niciun jucător, am uitat. Ok, o să intre Torre, nicio problemă. O să intre aici Gavi, fără nicio problemă. Cu Barsi, desigur, și pe stânga, clar, o să intre Rațiu. Haideți să vedem că cu echipa asta reușim să facem ceva în acest meci. Eu zic că reușim, arată destul de bine. E bine, și începe al doilea meci din acest episod, un meci destul de greuț în Copa de Spania, în quarter finals, dar eu zic că putem să-l câștigăm. Lionel Messi la balon, Lionel Messi trece foarte bine, bine acolo Lionel Messi, șutează, însă, da, în blocaj. Oh, un șut foarte bun, what? What? Ce a fost asta? Ce a fost asta de la Julian Alvarez? Incredibil ce gol, nu m-a așteptat nici o secundă că o să șutez așa de bine. Eram ok, hai că mă bag cu el pe Pedri, dar n-am apucat. Ce șut de la Julian Alvarez. Bine aici la Nico Williams, se poate duce bine aici Nico Williams șutează, însă apără Oblak, din păcate. Lui Vitale Colț o dăm înspre Gyökeres dacă reușim și acum Gyökeres cu capul. Nu pot să cred cât a sărit Gyökeres, însă apără Oblak. Bine aici la Lionel Messi continuă foarte bine. Pasă la că este bună, este bună la Gyökeres și acum șutul. Bine mă, asta zic, back in game, suntem back in game. Revedem faza asistului de la Lionel Messi, o pasă foarte bună, dar și cum s-a întors aici Gyökeres și a șutat foarte bine plasat, chiar dacă portarul era acolo, reușește să marcheze și contează foarte, foarte mult. Bine aici Rațiu, bine Rațiu. Acum pasă este foarte bună la Nico Williams, care îl vede bine acolo pe Gyökeres, capă bine și acum Gyökeres, dacă reușește să marcheze și reușește, ce bombă lui Gyökeres, bă, bine mă, asta zic. N-a avut nicio treabă portarul cu mingea, nicio treabă. Revedem faza aici a porșatului Gyökeres, foarte bine plasat, portarul era pe dreapta, nu înțelege ce căuta acolo, însă șutul lui Gyökeres perfect plasat, departe de portar. O ocazie bună pentru ei și se pare că se face 2-2, mă, bă, am mutat-o portarul repede, mă. A, am mutat portarul și din cauza asta n-a luat gol, efectiv din cauza asta. Revenem faza, o pasă destul de bună aici, nu o văd pe această pasă, mut portarul din greșeală prea repede și da, vede unghiul liber, șutează și marchează. Bine aici, pasă este bună la Gyökeres de la Messi și acum Gyökeres, bine aici, bă, bine mă, ce atac, ce pasă de la Messi din spate, fix înainte să termine prima repriză, pasă perfectă pentru Gyökeres, instant marchează, bine mă, asta zic. Revedem faza, pasa bună de la Messi înspre Gyökeres, preluare bună și șutul clar, foarte bine plasat, pe lângă portar, la fel ca al doilea șut al lui, al doilea gol de fapt. Bine aici Nico Williams șutează și reușește să marcheze, mă, Nico Williams, bine mă, 4-2, conducem detașat în acest match. Ce pasă bună Torre, dar și ranul instant al lui Nico Williams. Ciutul nu mai zic, este perfect. Revedem faza, pasa bună de la Torre la Nico Williams și Nico Williams scapă foarte bine. Ciutul este la colțul scurt, foarte bine plasat, dar are nicio șansă portarul.
face și niște schimbări, știu că nu prea mai făcut, dar o să-l băgăm aici pe Dani Olmo, pentru că este cam supărăcios, cam supărat. Îl băgăm desigur și pe Fati pe dreapta și cam asta e. Îl băgăm și, uite, că îl băgăm și pe Garcia, că nu l-am băgat de mult, în locul lui Marquinhos. Bine, aici Nico Williams, pasa este bun la Gyökeres și acum Gyökeres, dacă reușește, nu reușește, Porșatu este acolo o lunicoare foarte bună. Ei bine, și se termină meciul, se pare că reușim să câștigăm cu 4-2, hat-trick-ul lui Gyökeres și golul al patrulea al lui Nico Williams. Un meci la început foarte greu, însă până la urmă ce contează este că reușim să câștigăm, Victor Gyökeres fiind man of the match. Următorul meci este versus la Sevilla, un meci greu, chiar un meci greu. În ligă vedem că în continuare Real Madrid este la 2 puncte distanță, înseamnă că și au făcut egal acolo, ceea ce este ok, este bine. Însă nu ne permitem să pierdem sau să mai facem egal niciun meci. Messi în acest meci nu va intra, o să intre sigur Dani Olmo. Bă, că oricum este cam supărat, pentru că nu l-am mai băgat pe el, asta este. Iar în rest cam așa va arăta echipa. Haideți să vedem ce reușim să facem. Întrerup acest vlog șmecher pentru a vă arăta un site foarte interesant și frumos de unde vă puteți lua echipamente de fotbal. Site-ul se numește Soccer Atolls, unde vă puteți alege foarte multe variante de tricouri. Vă puteți de asemenea crea și un cont și vedeți că au destul de multe reduceri, iar la customizare vă puteți seta de sigur mărimea, dacă vreți cu nume sau fără nume, și vă puteți lua tricoul la un preț foarte bun care variază în funcție de cum vreți să-l customizați. De asemenea, calitatea este destul de bună, după cum puteți vedea în acest videoclip pe care l-am făcut foarte rapid. Acest tricou de la Manchester United, kitul lor este de la Adidas, este foarte, foarte elastic, ba chiar este făcut și 100% din poliester. Iar la checkout aveți desigur livrare gratuită, mai multe metode de plată și dacă folosiți codul UNREAL pe acest site aveți o reducere de 10% pe care puteți să-l folosiți și să economisiți niște bani. De asemenea aveți suport 24/7, așa că intrați pe link-ul în descriere și cumpărați-vă cel mai fresh tricouri. Vă las în continuare cu videoclipul. E bine, și meciul contra acela Sevilla începe, haideți să vedem ce putem să facem și noi în acest meci. Bine, aici Nico Williams trece foarte bine, Nico Williams. Dacă reușește să șuteze, bine acolo, trece foarte bine, șutează, însă apăr portarul. La mine mal de la distanță, însă da, apăr portarul. Ocazie bună, încercăm o fază foarte bună acolo, Nico Williams, bine mă, acolo mă, Nico Williams, ce bine sare la centrarea lui Dani Olmo, dacă nu mă înșel, și ce lovitură cu capul, incredibil. Revedem faza, o pasă și o centrare foarte, foarte bună, însă uitați-vă cât de bine a sărit aici Nico Williams, un gol fabulos cu capul lui. Un șut foarte bun, wow, what, cum a intrat acest gol de la Piqué? Nu știu cine este acest Piqué, dar totuși ce șut fabulos, incredibil. Revedem faza, foarte bine aici pasa, chiar foarte bună, însă uitați-vă la șut, cât de bine este plasat, fix la vinclu, nu știu, acolo aproape oricum de vinclu, însă trește că n-are nicio șansă la acest balon, s-a întins el cât a putut, dar din păcate nu a ajuns-o. Foarte bine aici Pedri, pasă bună la Dani Olmo la Nico Williams, Nico Williams trece foarte bine, poate să șuteze, dacă are un unghi și acum șutează și reușește să marcheze, mă, Nico Williams, mă, cât de bun, de rapid și de agil, tot ce vreți voi. Nico Williams are toate atributele, rapid, șut, puternic, agil, dribbling, tot ce vrei tu, tot, efectiv tot ce vrei tu. Uitați-vă cum se mișcă, șutul este extrem de bun, extrem de bun. N-ai ce să zici, este prea bun Nico Williams. Pasă bună, pasă la Pedri și acum spațiu liber pentru Pedri. Minge de viață însă pe lângă poartă. Haideți să facem și niște schimbări, o să iasă aici la mine Malu. Va trebui să scoate niște jucători. O să intre Fati pe stânga, Roche pe dreapta. O să intre și Rațiu și o să iasă și Araujo, o să intre Garcia. Iar Gavi o să intre în locul lui De Jong. Aici foarte bună centrarea. Nu pot să cred. Cum a raportat acel balon? Ce faul, nu este roșu. Nu pot să cred. Nu e cartonaj roșu acest faul. Poate să fie, nu e imposibil acest cartonaj să fie roșu. Sau poate că este puțin. Ok. Astfel totuși lovitura liberă nu cred că este așa de bună, cel puțin ar trebui să nu fie. Să-l punem și pe acest jucător aici dacă putem. Șutul, da, este slăbuț. Totuși faza este încă periculoasă. Să vedem dacă vom reuși să ne apărăm. Nu pot să cred. Nu! Bine acolo, Ter Stegen, mă. Asta zic. Hai că n-a fost în zadar acel roșu. Nu mai putem să mai lăsăm să atace niciodată. Trebuie să atacăm noi. Și acum Roche! Nu reușește, din păcate. Problema foarte mare este că n-avem un fundaș. Asta că putem să-l oprim aici pe Embolo. Și șutul este slab. Bine, mă. Se trece meciul. Bun.
Trei meciul reușit să câștigăm, e pe coate în roșu, dar asta este. Următorul meci este versus cel la Rayo Vallecano, un meci ușor, ce puse așa ar trebui să fie, însă de păcate acest meci nu o să joace aici Marquinhos, o să joace cu Barsi fără nicio problemă, iar în rest echipa o să rămână cam așa, o să rămână așa. Așa că haideți să intrăm să vedem ce reușim să facem. E bine, și începem următorul meci în La Liga versus cei de la Rayo Vallecano, haideți să vedem dacă reușim să câștigăm și acest meci. Un prim atac foarte bun, Nico Williams trece foarte bine, continuă Nico Williams la șut, însă apăr acolo Batala. Un șut periculos aici, însă pe lângă poartă. Bine aici, bine, ce construcție, bine mă, Gyökeres, mă, asta zic mă, Gyökeres, ce pasă, Gyökeres șut. Incredibil, ce tiki-taka Barcelona. Revedem faza, o fază destul de simplă, însă se vede aici cum Gyökeres scapă acolo foarte bine singur. Pedri îi pasează, dacă nu mă înșel, și un șut foarte bun al lui Gyökeres. Faze bună aici pentru noi, Gyökeres, power shot-ul! Mamă, mi-am bătut joc de fază. Bine aici, Nico Williams are viteză, trece toată lumea, așa cum șutul este bun, nu este din păcate. Bine aici, Nico Williams trece foarte bine și acum șutul nu este bun, apără din nou portarul. Ce șut, însă până lângă poartă, foarte periculos șutul acesta. Bine aici, la Miamal, trece foarte bine, continuă la Miamal, acum șutul, însă apără portarul, bă, ce bun portarul ăștia de la Rayo Vallecano. Se derbele și repriza totodată. Bine, Gyökeres pasa la Miamal, la Miamal continuă foarte bine, poate să se ducă să dea șut, caută pasa totuși, acum la Nico Williams, bine mă, Nico Williams, n-ai ce să zici, este mereu liber, mereu îl văd liber în zona aceea, totuși pasa bună de la Miamal. Vreau totuși să înscriu cu la Miamal, însă asta este, pasa este bună pentru Nico Williams și Nico Williams până la urmă scrie. Bine aici Gyökeres, îl vede bine pe Messi continuă foarte bine, Messi se poate duce, șutează Messi, însă, da, apără portarul. Bine aici, bine, pressing-ul al lui Nico Williams și acum Nico Williams se poate duce să înscrie singur. Du-te, înscrie, fă, 3-0, Nico Williams, mă, bine, mă, Nico Williams. Clar, cel mai bun transfer făcut în această perioadă de mercat de iarnă, dacă stăm să luăm așa, Gyökeres este cea bun, dar Nico Williams este foarte aproape. Facem totuși și schimbări, o să băgăm aici pe Daniel Olmo ca să mai supere. Îl băgăm și pe Torre pe dreapta și pe Ansu Fati în locul lui Nico Williams. Gavi intră și el și intră și Garcia. E bine, și se termină repriza, schimbările noastre nu prea au afectat deloc meciul, însă reușesc să câștigăm cu 3-0, îi batem pe cei de la Rayo Vallecano. E bine, următorul meci este contra cei de la Las Palmas, un meci foarte ușor în La Liga și vedem că suntem pe locul 1 în La Liga, asta înseamnă că Barcelona a făcut egal sau a pierdut în un meci, ceea ce este perfect pentru noi. Acest meci, să fiu sincer, haide să-l simulăm, este un meci destul de ușor, zic eu. Ar trebui ca echipa asta să câștige, totuși o să facem aici niște schimbări. Messi a crescut până la 88 pentru că acum este un KM, ceea ce este perfect. Îl băgăm pe Daniel Mo totuși, ca să nu mai se supere. Îl băgăm pe Messi pe dreapta, da, hai să băgăm pe Messi pe dreapta. Araujo să iasă, să intre Garcia și cam atâta. Îi dăm un quick sim și hai să vedem dacă reușim să câștigăm și se pare că reușim să câștigăm cu 4-0. Marchează Pedri, dubla Gyökeres și un gol la Miamal. Următorul meci este în Copa de Spania, în semifinale și vom juca versus cei de la Levante. Un meci foarte ușor, așa zic eu, să avem grijă să nu pierdem. Iar finala va fi versus și Villarreal sau Real Betis, desigur dacă trecem de Levante. În acest meci nu o să intre la Miamal, din păcate este obosit mereu, efectiv mereu este la Miamal obosit. O să intre totuși Torre pe dreapta și în rest cam așa va rămâne echipa. E bine și haide să intrăm aici să vedem ce reușim să facem. E bine și începe meciul, semifinalele în Copa de Spania versus și la Levante. Trebuie să câștigăm neapărat acest meci. Foarte bine Pedri, trece foarte bine Pedri, poate șuta, șutează Pedri, însă rebounds-ul nu este bun pentru noi. Bine aici Pedri cu un parșat, însă direct pe portar. Bine aici la Nico Williams trece foarte bine și acum șutul nu reușește, incredibil ce apără portarul. Însă acum dacă reușim, nu reușim. Bine aici Messi trece bine, wow, ce șut pe jos, însă nu reușește să marcheze Messi. Revedem faza, un șut foarte bun pe jos, putea să intre destul de frumos, însă da, pe lângă poartă la limită.
Nico Williams, Nico Williams, ce trece acolo? Nico Williams, bară și bine mă, Gyökeres, mă, rebounds-ul este foarte bun, o pasă bună de la Nico Williams înspre Gyökeres și Gyökeres foarte liberă, dar vă dați seama că n-avea cum să rateze. Revedem faza foarte mie aici, Nico Williams cu stângul reușește să șuteze, însă pasa bună este înspre Gyökeres, care cu parte liberă desigur că marchează. Nico Williams, pasa bună la Gyökeres, incredibil ce pasă! Ce pasă și acolo Nico Williams, bine mă, ce combinație între cei doi, Gyökeres și Nico Williams, schimbul de pase, pase la Gyökeres, pasă la Nico Williams. Revedem faza, foarte bună pasă de la Nico Williams la Gyökeres și aici Gyökeres a vrut să lase lui șutul, un șut liber cu poarta, na, liber, așa cum i-a lăsat și lui Gyökeres. Un șut foarte bun acolo, însă trește gândul la părăl. Fază bună pentru adversar, se vedea că vor reuși, bară, incredibil ce bară. Ce pasă bună la Nico Williams, Nico Williams șutează foarte bine, însă apără portar, vă, apără foarte bine. Mingea bună pentru Messi și Messi pe lângă poartă, din păcate. Gyökeres, bună pasă la Nico și acum pasa este bună la Tore, wow, ce face mă Tore. Cred că este timpul să facem și noi și schimbări, o să-l băgăm pe Roche pe dreapta, pentru că Tore, da, nu-mi place cam deloc. Și o să intre Dani Olmo în locul lui Messi, cu siguranță că o să intre și cu Barsi în locul lui Araujo. Și cam atât, o să-l păstrăm pe De Jong. Vine aici Nico Williams și acum șutul este peste poartă. Dani Olmo pasă bun la Gyökeres și acum pasă bună, dacă este bun, este destul de bună, însă și Victor Roche nu reușește. E bine și să termine meciul, reușim să câștigăm meciul cu 2-0 în semifinalele de Copa de Spania. Clar, finalul să fie destul de ușoară versus cel la Villarreal sau Betis, să vedem ce a câștigat, însă un meci frumos făcut de echipă. Trecem și la următorul meci, care probabil că este ultimul meci din februarie, deja ajungem în martie, iar la Liga vedem că stăm detașat pe locul 1, dar nu chiar așa detașat cum speram eu. 60 puncte noi, însă Real Madrid în spatele nostru cu 59 nu ne permite să pierdem niciun meci și niciun egal n-avem voi. Așa că acest meci va fi destul de important ca toate restul de fapt. O să intre aici Dani Olmo, o să intre Messi pentru că este bosit și o să intre și cu Barsi în locul lui Araujo. În rest va rămâne cam așa echipa. Așa că haideți să intrăm aici să vedem ce reușim să facem. E bine și în ce meciu, haideți să vedem că reușim să facem ceva în acest meci și să nu pierdem ca să ne menținem locul 1. Faze bună pentru Real Sociedad, însă bine aici Marquinhos. Bine aici la Nico Williams la Gyökeres foarte bine acolo, caută pasa la Yamal. Și acum la Yamal dacă reușește la Nico Williams. Și acum Nico Williams pe lângă poartă, bă, cât de aproape. Nico Williams foarte bine aici pentru Nico Williams. Poate continua. Continuă Nico Williams și acum șutul este bun, însă prinde portarul. Bine aici Nico Williams are spațiu, se poate duce. Nico Williams șutează, însă nu reușește, apăr portarul, incredibil. Lovitura de colț este foarte bună și acum nu pot să cred că de aproape suntem. Bine aici Nico Williams continuă foarte bine, îl vede acolo pe Gyökeres, însă nu este pasa bună. Acum ai pasă în lui Gyökeres și acum Gyökeres dacă reușește acolo, șutul este bun, mă, asta zic Gyökeres, mă, cât de bine se mișcă și Gyökeres, credea că o să-i pasă în lui la Yamal, însă până la urmă Gyökeres nu vrea să șuteze el și vrea să scrie el și reușește. Fază bună pentru adversar, bine acolo Marquinhos, mă, asta zic. Bine aici cu Barsi, foarte bine, pasă la Nico Williams înapoi. Hai să vedem acum dacă reușim, șutul este bun, însă nu reușim să marcăm din finesha, din păcate. Foarte bine aici, însă reușim să ne apărăm ceva, nu reușim, totuși șutul este pe lângă poartă. Haideți să facem niște schimbări la echipă, va ieși De Jong, va intra Gavi, va intra Ratiu pe stânga, va intra Tore în mijloc și Fati pe stânga în locul lui Nico Williams pentru că este destul de obosit. Și în rest cred că va rămâne cam așa echipă, hai să-l băgăm și pe totuși pe Garcia în locul lui Marquinhos. Fază bună pentru ei, nu pot să cred, bine acolo portarul, bine că nu mut eu portarul de fapt. Bine aici Pablo Torre îl vede bine pe Gyökeres care pasează la Yamal și acum la Yamal șutează și reușește, mă, să marcheze și la Yamal după atâtea meciuri, marchează și la Yamal în sfârșit, mă chinui chiar, vreau să marchez și cu el, însă nu prea le găsesc în zone, este și obosit mereu, însă data asta reușesc să marchez cu el. Revedem faza foarte bună pe asta aici la Gyökeres, la Yamal și la Yamal cu dreptul, sau nu, cu stângul, ok, șutează foarte bine direct în plasa adversarilor.
Ocazie bună la poarta noastră, însă reușește acolo Ter Stegen, incredibil cât de bun este. E bine, și se termine meciul, se termină 2-0 pentru cei la Barcelona, continuăm să câștigăm aici. Am început mai greu episodul, însă pe la final reușim să marcăm goluri și să câștigăm meciuri. E bine, și următorul meci este în Champions League, în sfârșit a început din nou Champions League-ul. Însă acest meci contra cei de Atalanta o să jucăm desigur în următorul episod. Eu zic că ne-am descurcat foarte bine, având în vedere că am început cam greuț episodul, însă după aceea ne-am revenit și am câștigat foarte multe meciuri. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, pro 70, eu zic că putem, să verificați link-urile din descriere, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați și clopoțile, am fost Unreal Byte, pa, 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 pa.